Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce există în acest proiect o limitare a salariului maxim care poate fi plătit unui sportiv sau antrenor dacă e vorba de bani publici. Limita asta superioară este de 30.000 de lei net, 6.000 de euro lunar. Salariu maxim pentru sportivi sau antrenori dacă clubul e plătit din bani publici. Uh-huh. Adică cluburile finanțate de primării sau Ministerul Apărării Naționale, cred că și asta după se încadrează, că și da, acolo sunt bani publici. Da. Da. Asta s-ar putea să schimbe... 6.000 pe lună? Da. Bombă. Cristina Neagu acolo e o problemă. Are 23.000 de euro. Și sunt, e înțeleg, excepție. Multe salarii, peste 10.000 de euro net lunar, scrie CSP. Și bugetul de la CSM București este 3,6 milioane de euro, bugetul anual, din care numai 800.000 de euro provin din fonduri private. Acum, sigur, mă întreb dacă un club este finanțat parțial din fonduri publice, adică de primărie, și parțial din sponsorizări. Presupun că vor trebui individualizate sumele, în contabilitate, sumele venite din fonduri publice, unde se duc. Și nu poți să-i dai, dacă proveniența este din fonduri publice, nu poți să-i dai mai mult de 6.000 de euro net, lunar. Da. Nu știu cum vi se pare asta. E problemă, da. Da. Avem și cluburi de fotbal care sunt sponsorizate de instituții publice. Multe. Cred că voluntariu este, nu? Voluntariu ia, primește bani de la Consiliul Județean? Sau mă înșel eu? Sau de la primărie. De la primărie. Da. Consiliul Local, pardon. Da. Da. Dar sunt multe echipe de fotbal care sunt și fotbaliștii acum... și echipe de basket. Și fotbaliștii au sub 6.000 de euro lunar? Depinde de echipă, da, dar sunt multe unde se întâmplă asta. Adică la... Adică 6.000 e mult. La adică... de voluntari, da, cred că e un salariu de 3, 4, 5.000. Da, deci acum fotbaliștii o să ducă și o să spună: șeful, mărește-m că ai voie mai mult, de fapt. Da, da, da. Dar sunt... voie până în 6.000. Și sunt sporturi care depind de finanțarea asta publică. De exemplu, în basket, în afară de Laguna București, toate celelalte cluburi sunt susținute din bani publici. Toate. Fie de ministere, fie de autorități locale. Și acolo sunt salarii mari, adică acolo s-ar putea să fie o problemă, pentru că în basket, deși e un sport de nișă, sunt salarii foarte mari pentru americani, că sunt basketbaliști americani în competiție. Fiecare echipă are 2-3 americani. Americanii aia nu vin pe 3.000. Mai tăiați din americani. Da, acolo e o problemă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.